Cabinetul de ministri a dat aviz pozitiv proiectului de lege care prevede anularea sărbătoririi Zilei Victoriei în data de 9 mai. După ce societatea civilă a criticat inițiativa PAS, deputații formațiunii Eugeniu Sinchevici și Natalia Davidovici au propus ca data de 8 mai să fie declarată Ziua Victoriei asupra nazismului și Ziua Comemorării celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Prezint atenției dumneavoastră avizul Guvernului cu privire la proiectul de lege de modificare a Codului Muncii și hotărârea Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova. Proiectul propune consacrarea zilei de 8 mai ca și zi a comemorării și reconcilierii în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Guvernul a examinat proiectul de lege și comunică susținerea conceptuală a acestora. Totodată, în scopul unei succesiuni logice a soluțiilor normative, propunem autorilor reconsiderarea unor propuneri cu privire la Codul Muncii, cât și modificări la legea cu privire la veterani și legea Fondului de Susținere a Populației. Bașcanul în exercițiu al Găgăuziei, Irina Vlah, a cerut guvernului să dea un aviz negativ proiectului, acuzându-i pe deputații PAS de necunoașterea istoriei. La 78 de ani sărbătorim Ziua Victoriei și eu cred că și părinții dumneavoastră au sărbătorit această zi. Eu nu înțeleg de ce noi am decis, nu noi, Partidul PAS a decis să schimbe istoria noastră. Avem multe probleme în domeniul social, economic, energetic și alte. Trebuie să rezolvați aceste probleme, dar nu schimbați istoria care este, care a avut și care trebuie să fie. Avem multe specialiști în Ministerul Educației, Academiei de Știință, care pot să vă prezint informația pentru o deputație din Partidul PAS, care a avut notele rele în școală și nu au învățat istoria noastră, să predăm lecții, dar trebuie să respectăm istoria și dacă noi am avut 9 mai, trebuie să avem 9 mai, Ziua Victoriei. Membrii Cabinetului de Ministri nu au ținut cont de sugestia Irinei Vlah și au aprobat proiectul de lege. Amintim că, potrivit unui sondaj realizat de compania sociologică Intellect Group, peste 65% dintre locuitorii Republicii Moldova s-au pronunțat împotriva intenției autorităților de a anula Ziua Victoriei de pe 9 mai. Doar puțin peste 12% dintre cei chestionați sunt gata să o susțină. Deputații PAS și explică decizia prin faptul că Republica Moldova ar avea nevoie de o tranziție spre o percepție non-ideologică a datelor istorice legate de cel de-al doilea război mondial.